cerere unde îmi dă ei umbră de 5 ani din 2004. Au deprimit pământul, dar n-au hârtii, nu știu unde sunt. Dar l-au dus, doar că l-au dus. Și problema este că au găsit niște pământuri, terenuri, niște terene, lângă biserică, lângă cimitirul catolic, dar ei nu, oamenii nu mai vor din comună să dea bani să cumpere terenul, să fac un cimitir. La biserica ortodoxă e mare problemă și acum, cu mortul care a avut loc mormântarea de ei. Nu mai sunt lucruri. Nu mai sunt. S-au certat sau ăsta. Și ne cere cumva să-i ajutăm cu pământ aici să-și facă cimitir. Noi ce putem face? Am putea noi primăria, după lege, să cumpărăm cimitire, să cumpărăm teren, să facem cimitirul și în cel mai rău caz după aceea să dăm lor în administrație cu un amendament ca și alte culte sau ăsta să-i îngroape. Ca ai de drept. Să aibă și ei drept. Că sunt unii fără religie, fără ăsta, să aibă și ei un colț acolo pentru asta. Și atunci am putea, dar noi nu putem cumpăra de la oameni pământul dacă nu vine un evaluator să evalueze, că omul poate să ceară 8 euro pe metru pătrat. Noi nu putem să-i dăm atât bani. Și oamenii nu mai vor, zice părintele, să dea bani pentru cimitir. Și atunci, dacă luăm noi, aici este, după lege, avem posibilitatea să cumpărăm. Nu se rezolvă acum, dar să o avem în calcul și în viitor apropiat. Mai dorem. Da. Dar terenul ăsta e al cioată, este drum, al cui nu e al parochiei ortodoxe? Da, da, dar e parochia ce se întâmplă. Deci, nu trebuie să fie altă de casă, ce sunt primit din casă, nu știu, nici pământ. Dar mai dau un cimitir oricum. Nu le dăm voi oriunde. Și ca să facem cimitir, trebuie și una de aprobări. Noi, ca primărie, putem face, după ce l-am făcut, putem să dăm în administrație sau aici să punem un administrator. Aici de locuințe, nu poate să facă nimic. Nu-i dă voie să facă nimic. Aici... Da, dacă aici... Oamenii au trebuit să dăi bani, domnule, pentru ce e romanul catolici, au cumpărat până acum, una de zile de și noi care suntem catolici. Da. Că de ce zice lei și am luat două pământuri. Pentru un milion, așa cum iarăși am de 50 de lei. Pentru un milion, așa. Pentru că cimitirul nu e pentru eu, cimitirul e pentru toată lumea. Așa ar trebui normal să te ridic. Cimitirul, dacă vom face noi cimitirul, oricum va fi gen cimitirul Berlin din București, unde vin toate confesiunile, nu numai unul și nu pe și la Sfântul Gheorghe, și la Sfântul Gheorghe, și peste tot, și la Sfântul Gheorghe este și un cimitir al orașului, unde toate confesiunile sunt îngropate. Da, dar un cimitir, dar nu la autoriză, nu cred că lumea vrea. Dar la noi, la noi, cam toți au cimitire mari, au cimitire mari și ar fi și chiar morții între ei nu se bată la urmă. Dar are un bolidon. Nu va fi așa, nu, pentru că nu va fi. Dar eu vă spun că normal ar trebui să ajutăm. Ei au o politică din pământul lor, nu vor să dea pentru ăsta. Ei au de primit în pentru ei, așa se trebuie. Păi dacă au pământul și nu dau. Dar au stăpia asta, au la trei bolidon. Nu o facem acum să se spună. N-ai ajutat dumneatare, dar primăria a ajutat din 2004, din nu există de a ajuta. Așa, primăria a ajutat, a fost biserică și a stat ani de zile nefăcută. Unde? A ajutat tot de numai. Unde mai? N-am venit eu, nu s-a terminat. Ce ani nu mai vorbim? Dar asta a fost reconstruită. Am vrut să o demolăm, dar nu s-a putut nimeni monument. Și s-a stat în construcție. Așa putem avea în vedere și biserica adventistă, că cimitirul este foarte mic. Da. Și doresc o extindere de... Eu am citit petiția respectivă, îmi scrie aici oamenii care au pământ acolo, sunt de acord să le vândă, nu vor
schimb, că dacă era schimb, schimbul nu se mai poate acum face la nivel de primărie, deci una cumpărare, chiar dacă avem noi să vindem, să asta. Vindem și cumpărăm, dar trebuie un evaluator și oamenii unde cer și 8 euro pe metru pătrat. Păi și de-aia cumpărăm cu mântul ăsta de o primar, că atunci primărea să aibă cimitirul, nu? Da, e. Da, dom'le, acum așa ne dă voie legea. Dar primăria să cumpere și să dă după aceea în administrație. Aș să fie un cimitir pentru toate care se întâmplă. Da, dom'le, așa scrie, dar niciunul nu se duce. Catolici au cimitir mare, mai avem aventiștii și alții nu mai avem. Mai apar, poate un baptist, un ăsta, un cap într-un colț acolo. Că doar tot creștin este și el. Nu cred că să iau morții la asta. Și se face în momentul când se dă în administrația mor, să faci eu ăsta. Pentru că să faci și mitire, îți trebuie o grămadă de autorizări și asta. Aici, la catolici, a fost mai simplu, că a fost extindere. N-a fost construirea cimitirului. În țară. Și a fost extins. Da, de pui aproape de țară. Aici trebuie să iei de la zero toate chestiile astea. Și atunci trebuie să fii proprietar. Dar ce știu eu, tot de la cimitirul catolic e pământul ăsta. Da. Dar de-am dat pe trebuie să fie afară asta cu două, nu-ți dă voie. Da, și de aia, eu i-am dat ideea anul trecut, cu părinții de ce nu cumpărați aici. S-a dus peste tot. Nu vrea niciunul să mai dea bani. Nici-a dat ăsta bani, nu vor niciunul să dea bani. Și mie mi-a dat aici, mi-a trimis. Ani zile o duc și-au dat pentru biserică, pentru pictură, pentru... Da. Deci cei care nu sunt la prăjitul din sală. Și aș vrea să vă gândiți la treaba asta, pentru un viitor, eu, legea ne permite, să cumpărăm noi de asta, numai că acum trebuie să vedem cum îi convingem pe oameni să vină un evaluator, să evalueze și să alocăm bani la anul sau când ăsta, pentru că n-ar fi cine știe ce pot. Și nici încercuirea și niște alegi. Și după aceea îl dai în administrație. Nu știu dacă eu îi țităm în administrare lor, sincer. Nu, ești așa. Nu, nu, după cum știți, ordinea deja a fost inserată în 5 proiecte de hotărâre, proiecte care au venit de la Comisia de Specialitate. Prin urmare, tot ce se poate dezbate de astăzi, dar când sunt alte probleme, și până la vot proiectul lor din Dumnezeu. Am putea să menționez că, în zi, domnule, n-am apăsit și vizez prin consiliere, nemotivat, cu Dureanu, Petrișor și Patras Bogdan. Da, 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 da. Prin urmare, ședința este de la constituită. Dacă sunt discuții la procesul de rămână și în linia anterioare? Da, modificarea la mine. Am modificat. Dacă nu sunt alte discuții, se pun la vot proiectul de rămână. Dar din care ședință, mai care atenția se respecta spre vederea articolului 228 din codul administrativ, care s-au referit la conflictul de interes, iar dacă un consilier are un interes personal, în problemă, presupuse de toate relații, vă rog să anunț acum în vederea conținerea în procesul de doare. Dacă nu vinim să vă mulțumim de ședință, să vă mulțumim să prea conținere. Vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei de curs pe anul 2020, rectificat. Ceva? Discuție pe tema referatul primarului
la auditorii, pe care le-a plătit explicite. Dar o modificare n-am făcut, am luat cu bani pentru că a venit acum și cu eroile că ar trebui să trebuie să cumpărăm materiale, să cumpărăm o grămadă de asta. Și am luat dintr-un loc unde nu cheltuiam. Mai apare un drum aici, de bază. A rămas 21 de mii care i-am băgat la agricultură, i-am băgat la drum. Și la așezământ ce trebuie? La așezământ este altă treabă. Acolo la așezământ trebuie să, cu COVID-ul și cu ăsta, să întâmplă oamenii acolo. Dacă ne ajungem la punctul ăsta... Păi e sistemul ăsta aici. Aici... Clarificarea nu e. Da, aici am pus niște bani, dacă aprobați, te-am robat cu deși ceva de mii, să-ți fac cazanele și, cum știți, biserica este asociată cu primăria și... 50 mii de lei. Pentru ajutor social la terminul de bătrâni. Și nu mai au cazane, să-ți fac cazanele de... Bine, iarna n-au căldură, n-au nimic, așa trebuie să iau alte cazane și cu mâncarea și cu asta sunt în practică. Știți cu situația asta pe COVID, nu mai s-a mai internat nimeni și am pus bani pentru, dacă aprobați, pentru proiectul care l-a trebuit, să putem să-i ajutăm. Păi te-ai mi-a ajutat, domnule, pentru tot ce e acolo primăria. Da, și să știți că suntem asociați și noi cu ei și trebuie să și biserica și domnul președinte, ca să înțeleagă, a fost alocată pentru alegerile locale, din bugetul local, suma de 188.000 de lei pentru alegerile locale. Datorită de faptul că a intervenit guvernul cu o bandă de bani, s-a disponibilizat suma de 133.000 de lei. Care a fost împărțită pe capitolul care s-a început cu proiectul de... Pe asta discutam numele la Dorin. Dar problema care este, de exemplu, servicii postale, 27.000 de lei. Da, domnule, este... Mi se pare... Exact. Știți câte timp să ducă? De 5.000 de lei să ducă timp pe fiecare să ducă. Corespondența e mai mare. Șapte lei. Au scumpit. Să pune plicul la băituț, pleacă la bacă, să se retează, să aduce înapoi la Poiana Sărată. Dar nu mai folosim poliția locală? Da, folosim, dar poliția locală ne-a luat, folosim numai noi plus. Poliția locală ne-a luat în perioada asta cu pandemia. Ne-a luat cu pandemia. Nu mai era cu pandemia, nu mai este imperfecție. Plus că a venit cei de la audit, care ne-au obligat să trimitem la fiecare să vină să-și facă certificatul fiscal și agricol. Știți de ce vă spun? Pentru suma, pentru 27, servicii postale 27.000 de lei, pe mare decât pentru iluminat, cum se iau 10.000 de lei. Zilnic merge cu o ladă mare de plicuri care trebuie să se. Da. Și s-a scumpit din 7 de lei. În timp. Un plic. Da. Haideți discuții la punctul numărul 1. Nu mai. Să punem oameni. Și nu putem lucru. 3.5.4. Așa, punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării registrului general și a indicatorilor tehnicilor economici pentru obiectivul de investiție construire dispensare de cap uman, localitatea Oituz, Comuna Oituz, județul Bacău. Comisia? Aveți favorabil la Maș, dar trebuie făcut aici o precizare. Prețul a scăzut față de cel de la licitație, pentru că a fost o greșeală la cap, cu 6.000 de lei. Și s-a menționat cu această stilare. Acum putem începe. Dar mai e o problemă cu temerul de da. De la 2 milioane la 18 milioane. 18 s-a greșit iar. S-a greșit un privat. Trebuia trecut în vechiul vaștere, 18 milioane. Da, s-a 12 milioane. Eu ți-i spun, a fost o greșeală. S-a rectificat. Da, cu 6 milioane. A scăzut valoarea revizului. Asta e la problem așa. Cred că la problem. Da, atât s-a problem. Alte discuții? Sunt la vot. Mulțumesc.
punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de reglementare care încadrează transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclabile de la populație și AE și IP, din calcul cantitatea programată de 100 de tone pe an asumată de delegatare. La contractul de concesionare pentru legarea gestiunii comică, legarea gestiunii serviciilor de colectare, transport de șeuri municipale, județului Bacău, numărul 180 pe 2957, din 6-5-2015, și actului adițional numărul 4, contractul numărul 180 pe 2957, din 6-5-2015. Diminuarea tarifului de la 2654,82 de lei per tonă, fără TVA, la 1414,47 lei per tonă. Aici, la Consiliul, în ședința de Consiliul General al Bacău, s-a votat, dar trebuie și noi... Și din când intră? Au luat practic a scăzut 1200 de ani de zile se închide pentru că era foarte scump, 2000 și ceva gunoiul, foarte mult nici nu mai punea gunoiul selectat. 2007, da, și ce se întâmplă? Scăzând gunoiul acum și punându-l selectat, noi la sfârșitul anului când scoatem de la mediu, că în fiecare lună până la 15 ale fiecărui luna ianuarie, fiecărui an, trebuie să scoatem de la mediu o fișă cu cum am diminuat gunoiul și cât selectiv. Și dacă nu ai selectiv, plăteam noi din banii primăriei 80-60 de mii de lei pentru că n-am diminuat cantitatea de gunoi. Și acum, sperând, scăzând cantitatea respectivă, o să se selecteze mai mult, dar nu mai vorba să aducă și pubele. În numele sate s-au adus pubele, în alte sate s-au adus sajele cu noi. Să nu mai vină la... Cu omul e vine greu să vină la containere. Și atunci o să vină o mașină o dată pe săptămână din urma la ăsta și iau pentru de direct de acasă. Problema este în cadrul domnului Corbean? Da. Da, păi nu, dar asta este per total. Pentru cea, da. Problema este că pe care am fost cu baia. Păi, bine, să trebuie să spate, ăsta face și mai mult. Acum, cantitatea de gunoi în luna august s-a dus la 45 de tone pe săptămână. Ceva, 10 tone și ceva, 45 de tone pe săptămână. Înainte, da, cum am venit din martie, la 30 de tone, așa, dar acum eu cam 15 de tone plus. Eu vreau să se rămână. Deci, dar puteam să am dat o mine tot cu neam. Nu știu de o să plătim noi la sfârșitul anului. E perfect. E perfect. Eu vreau să fiu utilizat pe ce lume. După să ai o nimuna cu 10 probleme, nu? De avară. Nu știu de o să ai o nimuna. Anul viitor să rezolvă. Pentru iară s-a schimbat directorul, se schimbă directorul la Avisca. Credeam că se schimbă și legislația a ei. Nu știu, e destul de greu, este contractul ăsta care e destul de scufos, acolo am avea și un specialist, deci am reușit scăderea asta de tarif. Sper să meargă și cu pubele, să aducă pubele, să facem direct la fiecare om selectare. Bun. Alte discuții? Se pune la vot? Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru luna septembrie. Da, comisia e bună că la... Urmăresc doar pe domnul Ionel. La fel și comisia de agricultură, tot pe domnul consilier Ionel. Dacă mi-am înțeles bine, domnul general a prezentat prima ședință de la acest moment. Da, da. Și eu cred posibilitatea să prezideze și ultima. Păi de aia v-am vorbit, ne-am gândit. Da. Se pune la vot? Nu se pune la vot. Păi se pune la vot suplean? Suplean? Nu pot să știu. Nu, 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 noi am propus pe domnul Prundoi. Domnul Prundoi. Păi, pentru la rezervă, da.
Domnule. El e domnul. Da. De acord, de acord. Domnul Ionel și domnul Nele, da? Da, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor din masă de masă din fondul forestier proprietate privată a primului recurs, ce se va exploata în anul 2020. Aviz favorabil, oficial de agricultor, dar vrem să știm locația, cum este suprafața asta? În tablă, știi, adică, în tablă. Asta nu e în tablă, că e în tablă, că e la unul, parțial așa. Mai sunt marcate aici, sus în așcă. Da, este numai mai mult mestreacă, este o masă. Nu contează masa de masă, contează locația, unde este, unde este zona. Dacă știam, poți să-ți sun pe bus, că... Deci, în concediu. Da, să-l introduci. Ai întrebat la comisie. În fapt, nu, dar aici este accidental. Așa am înțeles, nu? E da, da, e locația, mă. Accidental, în fapt, sunt un partid, dar nu dar sunt de ani. Spuneați la o bolă, că m-ați la... Nu știi cum mai e. Dar ați spune gândit. E unul cu așa aici. Lasă că știe tot. Feșca de sus? Da. Era așa, da. Dacă era o câteva la documentație, știam exact și noi. Ce datele, nici eu nu mai știu. Bine, e de făcut de amenajare și așa. Da. Câți metri? 582. Da, nu știu ce sunt de acord, să locația asta... Dacă avem vreo de practică, da, nu știu dacă nu stau la oare de stație. Dacă e feșca, când o spui de stație, e bine. Bine. Prețul de aici nu i-a scăzut foarte mult, sunt pline de postele, din cauza acordurilor ăsta nu s-a mai făcut copii. Trebuie și în Constanța am acord pe cineva care m-a sus la telefon, în Constanța e plin de chele astea care se depreciază și așa mai departe. Și de ce? Nu știe nici ea cui e și ce e cu ea, dar eu pot fi cu chele astea fără mișcat. Nu se mai nu se descărcă. Lemnul, dacă... Prețul e destul de mic, asta e viața, ce să face. Dacă lemnul nu are căutare, mai păstrăm, să mai crește. Dar eu văd. Poate e normal, dar dacă nu se desprecea cu ea, cetățeanul. Dar pe cei care nu creează pe cărcior, că mi-a fost ea, și eu mă am făcut ea, dar nu știu, dar este un lucru de prețul. Nu, acum am vrea cu urmă. Da, nu se pare... Deci, am vrea să știu lemnul cu urmă. Cu râul acolo, pe rezervoare de apă, nu știu cum transtează, lângă altă proprietate, 700 de lei, proprietatea de 70 de lei pe metru cub, nu e un preț exagerat, nici masă trasă de calitate nu e. Pentru că cel care a făcut marcarea s-a încadrat în prețul de referință stabilit pe țară. Care se face o medie, cei care sunt spartule, dar urmează la Ministerul de Dar legea pleacă de la 74 de lei și ajunge la 200. Se poate să crească în timpul licitației, asta e regulă. Aia e. Se comandarea... Greșit foarte mult. Dar asta e cel care a făcut marca, cel care a făcut actul de pune poate, a propus prețul ăsta ca preț de referință. Și de aici sunt niște în sus pentru licitație. Dacă cel care a făcut, nu pare nimeni, dar ajută domnul, ție acolo de chiar. Că motivează distanța de exploatare, distanța. Bun. Leacă la 74 de lei și ajunge la 200 de lei la 2 km. Leacă la 74 de lei și ajunge tot la 200 de lei, la 500 de metri. Nu o să mai vedem. Să știi toate partidele care au fost și la o polul privat, unde mai am și eu ceva activități.
Partițele care au fost luate la prețuri mari, la 220 de lei pe metru cub, pe picior, dar e adevărat, asta a fost calitativ superioară, nu știu, fac și așa mai departe. S-au reziliat contractul de tot. N-au mai vrut proprietarul, au pierdut garanția de licitație și n-au vrut să-i spateze mai să facă, pentru că i-a aducea bani. Aducea bani dacă plătea 2200 de lei pe metru cub, 2200 pe metru cub, pe picioare. Dai seama, când ajunge jos, mai pierd 15%, cu cât se ridică prețul? Trebuie să nu dăm. Așa că nu, mie nu mi se pare un preț foarte mic, pentru că, băi, după pășuri, e adevărat că am fiești ca pădurea pe care are invecinată cu cealaltă de o public privat și am trecut de multe ori de acolo, chiar și în vara asta, cu activități și de calitate bună pădurea asta, care o avem acolo, în primărie. Este de calitate bună. Partea de jos a versantului, cu feșca și așa, pe feșca de sus și feșca de jos. De calitate bună. Asta e de vârstă mică, nedimensionată. Deci costă scump exploatarea de ca să... Colectarea și apropiatul e scump, dacă le mă rog. Dar și s-au măcat accidentată. Da. Un păi mai sunt dezrutăcerea, mai sunt rut, mai sunt uscați, rău comunați. Așa, la cineva. Da. Cu cine la vot? Da. La diverse trei o să mai îmi permite să vă aduc la cunoștință anumite lucruri. Am avut pe margine la Budăi o problemă. La Budăi de pe margine. Așa. Ne-a dat voie să oamenii să spargem unde să adăpau animalele, că nu mai sunt animale și am vorbit, am fost cu domnul vice, te dă voie să te rămân de bea, că este un sfat. Lucrul ăla este un sfat, am rezolvat, o să se pună o pompă ca să nu mai fie divergente între oameni, o să se scoată și niște coturi, că să șicanează pe ei și să împărtăm toată lumea, o să facem să fie în apa egal, ca fiecare. Și între timp, a fost domnul Petrișor, care vrea din secolul 21 să ne bagi din secolul 16. Să punem acolo o cumpără, să spargă oamenii cu cumpără. Și să-i dăm sugestia, poate, dacă toți stă la Iași și vrea să conducă oicluzul de la Iași, poate are timp la Iași să pună la Muzeul Satului o cumpără pe care vrea să o pună aici. Pentru că nu, el n-are calitatea să pună, trebuie să se discute, să ia aprobări sau să vrea lumea. Să ducă, o fi campanie electorală, dar nu este, te duci tu și promiți oameni că pui o cumpână. Acolo unde trece asfalt și trece ăsta. Noi am vorbit, oamenii o să pună un capac, o să pună o pompă, să se scoată cu pompa, să nu mai bagi grăje și să fie mizerie, să fie frumos. Vom vedea că s-a de arată pe tasul. Da, da, da. Cui trebuie? Maurile stradale. Da. Deci cam asta ar fi să se știe. Da. Și în felul ăsta se strige și conflictul acolo. Ei au făcut niște înțelegeri, dar după ce se vede cu apa, nu mai respectă. Acolo am văzut o foaie, un document de la domnul vostru și primar, să iei supraplinul de acolo, nu? Da. Am văzut foaia, dar se respectă. Păi trebuia să fac un pasiv. Da, așa s-a făcut. Da, a făcut un pasiv, dar acolo nu mai ajunge la supraplinul. Și-a rămas mai rată ce-i da. Și atunci o să la ora, ce s-a făcut, dar nu mai aproape de aici, mai de sub captări și acum le scoatem toate la același nivel ca să și eu fiecare am să șicaneze unul pe altul. Da, cam asta. Ce vreau să zic? A început un drum acolo pe Poșnera de Iași și s-a făcut până la jumătate, s-a întrebat, s-a stricat de 20 de luni. Deci, bulldozerul se face, trebuia să fie gata de luni. Mare s-a deschidat la marți. Am putut și de așa. Dar ai scârt marți. Dar e gata marți, gata. Da, și atunci, dacă e aici, ajută să duci în prima dată. Și la Manciu. La Manciu. La Manciu. Și după ce termină la Manciu, îl duce să termini dincolo, că majoritatea ai făcut și să fie și la Manciu. Și merge pe altă parte. Și merge pe altă parte.
drumul principal până în jos, în plaj, și la aici, la Sanctuarul la Dobrești, sunt totul 30 de metri. Da. S-a stricat, dar trebuia de ieri să fie să meargă. Astăzi sperăm că drumul să meargă în Manciu, să facă Manciu, ca să poată și oameni acolo. Și chiar ce-am, când îl încarcă, îl duce acolo, tot probabil m-am înțeles și treaba mai departe. Problema, cu bulgărul în Manciu, trebuie să meargă cineva care să cunoască zona. E așa, zic să... Adică trebuie făcut drumul pe drumul vin. Tocmai asta a trebuit să vorbim, să cine cunoaște de acolo, să mergem să stăm. Nu să tragă pe locurile oamenilor și să-l facă bombardul, să lupă din manul, să lupă din manul, să meargă apa pe lateral, ca să nu se mai... Cu ocazia asta putem aminti că bulgozul ăsta care a fost pe Gățman de Boșna, s-a făcut drumul de la Monument până la Titilca, ne-am întors pe partea dreaptă și am venit până la Dorneanu, după aia ne-am oprit și am început drumul care coboară pe plasma, care mai era 200 de metri și s-a defectat. O șufă la jos, la semerin. O să vină să-l continue ca să facem și acolo la unde-i părâul, să vedem că cineva acolo a venit, păi nu din mar, nu nimeni stăpân acolo, cetățene, ce comandă, că vrem să facem ceva bun, trebuie să ignorăm. Unde ziceți că? Unde s-a luat marul, unde vine părâul Boșne. Să împingem bolovanii. Și din partea asta e normal. E așa, o insuliță. Aia se poate rupe frumos, dar nu știu mai multe. Spuneți la voi, la ieșire din Dumnezeu ne-a spus să umple eu... Da, mă, la ieșire din Dumnezeu, la ieșire din Răzman, unde-i rup. Și să rupem și din insulița aia, să mâncem toți bolovanii jos. Omul mi-a zis că dar ce, oamenii comandă cu insulița aia, că nu ia bără. Ne ducem în dreapta, lăsăm insulița din stânga ca să nu vină afară. Dar nu vine, că nu vine cât intră tractor, cât intră buldozerul, ca să după aceea să ia cu lamă, să ia toți bolovanii. Că nu poate să ia bolovanul ăla mare, să duc în groapă tot bolovanii. Nu câte ani sunt două, după fiecare care vine. Da, 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 și de la e necesar să facem. Ați văzut acum toți oamenii când ajunge acolo, dacă are poarta mai jos, zice să lăsăm drumul jos, da? Dar drumul facem în vală de asfalt. Nu merge. După aceea le dăm voie să își ridice gardul, să își ridice asta. Dacă faci asta nu bine, dacă nu faci nu bine, nu știu cum să spun. Cum poți să faci la fiecare poartă, să te lași pe asfaltul, să te ridici pe asfaltul tău. Da, da, da.